Studenții mai au în jur de 2 săptămâni de vacanță, după care vor reveni sau, după caz, vor începe cursurile. În vacanță au mai fost restanțe, dar și distracție, însă pentru unii studenți au fost și alte evenimente. Așa este și cu o parte dintre studenții Facultății de Inginerie Hunedoara, secția Universității Politehnica din Timișoara, care, alături de cadrul didactic universitar Corneliu Birtoc Băneasă, dar și de masteranți și doctoranzi, au participat la tabere de creație, dar și la mai multe saloane de inventică pe perioada verii, de unde s-au întors cu distincții prestigioase. Am fost foarte ocupați în această vacanță a lui 2021. Într-adevăr, am început participările în saloanele internaționale. Primul salon desfășurat a fost Euroinventul de la Iași, la care, bineînțeles, că Universitatea Politehnică Timișoara și Facultatea de Inginerie din Hunedoara au implicat și studenții noștri, și masteranzii, și chiar doctoranzii. Apoi a urmat salonul Inventica, organizat tot la Iași și bineînțeles că am avut plăcerea să participăm anul acesta pentru a doua oară la salonul de educație creativă organizat de către Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, care este destinat exclusiv studenților și bineînțeles că rezultatele nu au încetat să apară, studenții noștri obținând medalii de aur, argint și bronz, iar în cadrul salonului Inventica am obținut premiul pentru Junior Invent, care ne onorează. În paralel, în cadrul Asociației Corneliu Group, am desfășurat ample activități de peisagistică în general, în cadrul proiectului Tabora Corneliu Group Învățând în Natură. Corneliu Birtoc Băneasă așteaptă cu nerăbdare începerea noului an universitar, dar și întâlnirea cu actualii și viitorii săi studenți pentru a participa la saloanele de inventică și la alte acțiuni similare care se vor mai desfășura pe parcursul acestui an. Urmează, bineînțeles, că începerea anului universitar 2021-2022, pe care toți o așteptăm cu nerăbdare, bineînțeles că admiterea la Facultatea de Inginerie din Hunedoara a mers foarte bine. Așteptăm noi participări în saloanele de inventică care se vor derula în lunile octombrie, noiembrie și decembrie și bineînțeles că în cadrul taberei Corneliu Group ne vom continua proiectele în general de peisagistică, urmând ca la anul să continuăm. Corneliu Birtoc Băneasă este doctor în științe inginere și absolvent al facultății din Hunedoara, unde acum și predă, fiind totodată multiplu medaliat la saloane naționale și internaționale de inventică, dar și deținător al mai multor brevete de invenție.